Și în acest an, așa cum au obișnuit credincioșii, episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei va aduce lumina de la Ierusalim, locuitorilor al căror duhovnic este. Astfel, lumina sfântă va ajunge repede și în turnul Severin, la catedrala episcopală, unde va fi împărțită credincioșilor și va fi dusă în casele oamenilor pentru a le lumina viața, gândurile și dorințele, toate cu frică de Dumnezeu și cunoscute de către cel atotputernic. Sfânta lumină de la Ierusalim ne va binecuvânta și în acest an. O delegație a Părintelui Episcop Nicodim va merge și va primi din partea delegației Preafericitului Părinte Patriar Daniel, aeroportul Henri Coandă din București, sâmbătă seara la ora 19, Sfânta Lumină. Sfânta Lumină va fi adusă și în timp util va lumina întreg ținutul Episcopiei Severinului și Strehaiei. La ora 23, Sfânta Lumină va ajunge aici, la Catedrala Episcopală și la miezul nopții, Părintele Episcop Nicodim va dărui Sfânta Lumină tuturor credincioșilor prezenți la slujba de înviere. Lumina Sfântă este o minune ortodoxie. Ea se aprinde numai de înviere, fără ca nimeni să intervină. Este luată cu mâinile goale de către înaltele fețe bisericești ortodoxe și nu arde. A fost subiectul mai multor anchete, atât jurnalistice, cât și al oamenilor de știință. Până acum nimeni ne putând demonstra că nu este o minune divină.